Da, continuăm lucrarea cu tiguanul, partea a doua, cu montajul. Aici avem blocul perfect curățat. Pistoanele le lăsăm intenționat mai jos, pentru că va trebui să învârtim un pic axele cu came. Așa, după aia îl vom pune pe punct. Pentru cei care n-ați văzut despre ce este vorba, la sfârșitul acestui clip o să vă las pe ecran ecranul de final filmarea cu demontarea chiloasei, cu demontarea distribuției, cu tot ce s-a demontat și testat la această mașină înainte de a demonta. Așezăm garnitura. Atenție, aici avem două ghidaje, dacă cumva rămân pe chiuleasă, le scoateți și le puneți aici. Cam așa. Cu această parte în sus, urmăriți toate găurile să coincidă, pentru că ea se poate așeza și așa. Însă vine rău, nu mai coincide gaură de ulei aici. Vedeți? E total greșit așa. Are o singură parte, e destul de greu să o pui greșit. Și așezăm chiuloasa. Da, am schimbat toate supapele. Semeringuri noi, curățate scaunele, făcut testul de supape. Set de șuruburi noi obligatoriu la acest tip de chiloasă. La fiecare demontare este necesar să punem șuruburi noi. Motivul l-am mai spus în alte videouri, dar pot să repet și acum. Motivul schimbării șurubului este următorul. De fapt, a oricărui șurub care se strânge cu unghi de 90 de grade în etape, acel șurub este foarte strâns și se întinde efectiv filetul. Și se riscă două lucruri, ori să ajungă în fundul găurii, ori să se rupă. Așa că nu se merită pentru 80 de lei să nu se schimbe aceste șuruburi. Da, înainte am uitat să vă specific, înainte de, cred că rămâne de înțeles, înainte de a monta chiloasa, se curăță foarte bine găurile. Filetele, da? Se suflă cu aer, se introduce un șurub, se înfiletează sau un tarot, dacă aveți pe mărime, curățați bine orificiile, foarte important. Da, apelăm la un manual de informații, se vede puțin mai nasol pe ecran. Așa, ok. Deci avem chiloasa aici, 1, 2, 3, 4 etape. Prima etapă 15 N, 30, 90 de grade și 90 de grade. Schimbați șuruburile, da. Deci șuruburile se schimbă de fiecare dată la acest tip de motor. Da, iar ordinea de strângere este la fel ca la toate celelalte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, încrucișat. O să ne facem o schiță pe o hârtie și trecem la treabă.
Da, apropiem foarte ușor șuruburile, apoi îi dăm prima etapă de 15 niucă. Și 10. A treia etapă, 90 de grade. Aici e destul de greu fără un goniometru să dăm, pentru că motorul este mult mai jos decât restul șasiului și atunci trebuie să dăm câte puțin o cheie cu clichet și trebuie să punem un goniometru. Da, și am ajuns la cea de-a patra etapă, încă 90 de grade. Da, și gata, suntem și cu cea de-a patra etapă, da? Tacheții au fost verificați și culbutorii nu au suferit niciun fel de daună. Loviturile au fost foarte, foarte mici, doar s-au atins puțin supapele, unele dintre ele. Așa că supapele s-au pus toate noi, însă culbutorii și tacheții au rămas aceiași, pentru că sunt super ok, nu au niciun fel de problemă. Tacheții au fost descărcați.
Da, acum urmează să punem distribuția. Lanțul la pompa de ulei deja l-am montat. Aici ne asigurăm că avem blocajul băgat, blocăm arborele. Da, ca să vedem cum blochează acel șurub, dăm în spate puțin. Blocajul avem acolo. Așa. Și rotim până se oprește. Până face un dâng, se oprește. Exact acolo. Da? Se poate vedea și pe aici. În arbore, exact acolo, se întâlnește șurubul cu vibrochenul. La fel aici băgăm această sculă de blocare. Blocăm axele. Un lucru foarte, foarte important. Trebuie să uscați foarte bine axele aici în această zonă, pentru că aici sunt fulii libere. Atât variatorul cât și cea de aici. Trebuie foarte, foarte bine uscate cu un spray de degresare, de frânare sau ceva. Să fie uscate, uscate, să nu aibă urme de ulei. Lăsăm variatorul să miște liber, nu să strânge șurubul. La fel și aici nu strângem șurubul, lăsăm liber ca rola să poată mișca în momentul întinderii. Patinile nu au șuruburi, au niște bolțuri care n-au cap și intră doar așa și cea de aici la fel. Acum punem întinzătorul.
Bun. Deci acum ne mai asigurăm încă o dată. Că este blocat arborele. Pinioanele trebuie să miște așa. Și tragem cuiul întinzătorului. Gata, vedem că lanțul s-a întins. Ne asigurăm aici că sunt ok. Lanțul să fie pe patină perfect. Acum strângem șuruburile. Pentru motoarele cu variator 40 de newton și 90 de grade și la axa de evacuare 50 de newton și 90 de grade. Dăm și aici 90 de grade. Scoatem blocajele și rotim motorul două ture de arbore. Să vedem dacă coincid blocajele. Momentul când se apropie, vedem acel cot al arborelui, înfiletăm . Îl strângem puțin. Ok. Apoi rotim până blochează. Da? Am auzit cum blochează. Dăm un pic înapoi. Chiar se și poate vedea acolo în interior. Da, apoi băgăm blocajul în partea din spate.
Da? Vedem că blocajul intră la perfecție. Asta înseamnă că este o distribuție perfect pusă la punct. De acum este tot mai ușor. Trebuie montat pusă garnitura aici la capac, capacul, montat turbo, admisia, curele, tot felul de conducte și furtunuri, cuplat acest distribuitor, pam, 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 ușuriel așa, fără grabă, pentru că graba strică treaba. Da, se pare că vine iarna din nou. Am ieșit cu tinuguanul în probe, 1.4 TSI. Motorașul este gata, din păcate nu s-a mai putut filma până la sfârșit. Acest motor este foarte, foarte, foarte mult de muncă. Montajul a durat între 15 și 17 ore, cam așa, ca să iasă treaba bună. Așa că cam acesta e rezultatul. Vedem că motorașul toarce cât de cât bine. Aceste motoare nu sunt foarte silențioase, din păcate. Nici nou când iese de fabrică. Așa că sunt mulțumit cum a ieșit lucrarea. N-avem pierderi pe nicăieri, mașina trage. Dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu cum vi s-a părut lucrarea. Dați o distribuire, abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o. În acest mod veți avea de câștigat, niciodată de pierdut. Veți învăța multe detalii, multe lucruri. ...20 de kilometri de probă. Apa stă la 90. Avem decât martor de parbrizol. Parbrizol. Cam asta este. Lucrărică finalizată.